evidențiindu-se printr-o serie de activități care au contribuit decisiv la dezvoltarea și modernizarea comunei Putinei. Înainte de 2012, când a deținut funcția de primar, liberalul Ștefan Gâdea revine acum cu forțe proaspete, hotărât să continue pentru consătenii săi proiectele demarate în mandatul trecut. Cunoscută ca fiind o comunitate care locuitori se întrec în îngrijirea și gospodărirea fiecărei parcele de teren, comuna Putineiu va fi reprezentată din mandatul viitor de Ștefan Gâdea, care are în vedere accesarea mai multor programe pe fonduri europene care să vină în sprijinul cetățenilor atât la nivel general, dar și particular, aceștia putând beneficia de aceste fonduri pentru dezvoltarea unor afaceri în domeniul agricol. Dacă nu făceați campania asta, nici am să vină votare. Foarte frumos. Cum ești Anfila pe noi? PNL? Cu domnul Gâdea? Bună ziua! Uite pe domnule! Ce facem? Bine! Putem să vă vedem natural, domnule! Că vă vedem mai la televizor. Sunt la fel. Sunt la fel ca în poze recente. Eu nu umblu cu poze, vă putea cum se. Cunoașteți cumva șoseaua asta? Da. Cunoașteți bine, nu? Da. Hai că am dorbire, gata, prelungim. Păi prelungiți-o. Dacă aș ști câți vine turiști până aici să întoarce în dărât. Am auzit, da. Că e dată pe hartă, dragă. E pe hartă că e drum de acces la Alexandria. Șosea asfaltată, se întoarce. A, păi de ce nu e asfalt încolo? Nu e. Așa în primăvară s-a bugă de aia. Au să vedeți că așa este. Neapărat. Un vot inspirat și un dram de noroc și o să fie toate unse. Dumnezeu noroc să luați. Bine. Și felicitări și pentru ce aveți în fața casei, spre deosebire de iarba crescută până acum. Și în grădină. Oamenii gospodari. Demonstrând așadar capacități de bun gospodar, Ștefan Gâdea fiind un liberal cu ștate vechi în partid, conducerea județeană a PNL Giurgiu pariază la primăria Putineiu pe o victorie sigură. Așa cum am spus, Ștefan Gâdea bucurându-se de aprecierea și sprijinul consătenilor săi pe de-o parte, iar pe de alta rezultatele obținute de acesta în fruntea administrației locale îl girează pe mai departe pentru funcția de primar. Malu, băi frate, chiar Malu. Aici e de... Nu vedeți nimic de șansă. Deci oamenii ăștia au rămas fără apă, domne. Deci rețeaua de apă potabilă e întreruptă la capătul ăla până aici. Da. Și ce, nu se poate remedia sau nu contează? Nu vrem. Au pus asfalt acum, au pus pavele. Asta n-ai voie 5 ani să asta e tragic. Hai, lasă că ați făcut destul și pe acolo, pe vale, când ați făcut de acolo. Păi am făcut, da, dar... Păi da, de ce n-am făcut și aici? Zi. De ce n-au făcut? Nu vreți apă și aici? Păi... Trebuia, da. Păi trebuia, dar de ce n-a pus? Aducem un furtun de la de pompierile, întindem și... Sunt și în poza asta. Foarte bine, doamnă. Să rămână, să veniți la foto, doamnă. Suntem fotogenică. Hai, sănătate. Să rămână. Deși victoria este deja asigurată, la Putineu, liberalii giurgiuveni au dorit totuși să ajungă și aici contactul cu cetățenii și schimbul de păreri pe marginea unor probleme care mai există, fiind un bun prilej de a completa agenda de abordare a noului primar. Prezent alături de echipa de campanie a PNL, președintele Beianu Dumitru a fost recunoscut de oamenii locului, care i-au mulțumit pentru sprijinul acordat în mandatul trecut pentru realizarea unei părți însemnate a infrastructurii care trebuie continuată. Calendar cu domnul Beianu, vă rog. Cu domnul Beianu, da. 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 Cu domnul și domnul Gâdea. Beianu. Da. Nu vreți cu domnul Gâdea? Cu domnul Beianu, da. Da. Îl simpatizăm că e un bun. Dumneavoastră decideți pe cine scoateți. Oricum, la Consiliul Județean va cânta domnul Beanu și eu sunt acolo și este Consiliul Județean în continuare. Deci o mobilă dumneata, o cameră în casă, o mobilă cu 15 milioane? O mobilă, o cameră, da? E, 15 milioane costă banca atât aia. Atâta zici Breazul, dar ea e 5 milioane. Mobilez o cameră, da? Sunt bani publici. Deci Breazul a cumpărat bățile astea cu 5 și le-a declarat. Vă așteptăm la voi să facem mult. Nu vreți să-l întrebați unde-i restul de bani? Până cu mulțumirul și... Nașul la copiii mei. Vă așteptăm la vot. Trebuie să ajungem. Ce fac?
Păi asta zic. O crasă geamă. Ce să facem, mam? Noi vă lăsăm sănătoși. Mai mult, aceștia l-au asigurat pe Beianu Dumitru că atât candidatul PNL la primărie și echipa sa de consilieri locali, dar și cea de consilieri județeni vor primi votul de încredere al locuitorilor celor trei sate ale comunei Vieru, Hodivoaia și Putineiu. Consilier de primară fac. Sunt binevenit și cu multe rezultate, că trebuie neapărat să eliminăm situația asta groază. Trebuie, așa e. Gânduri bune și experiență avem. Un drag trebuie, de noroc și neapărat voturi de la dumneavoastră și le rezolvăm pe toate. Deci prea mare ura și răzbunarea la nivelul comunei. Am auzit conflicte, da. Scandal. Ia uitați, la toată lumea i-a aruncat ulei pe spatele. La toată lumea a făcut toaleta iarba, la toată la mie lumea. Atea conflictiver. Dacă era în Anglia sau în altă parte, îl băgam pușcării. Înregistrând așadar un succes notabil la Putineiu, liberalii au asigurat la rândul lor pe cetățeni că, din perspectiva câștigării Consiliului Județean Giurgiu, comuna va fi sprijinită în continuare în procesul de modernizare, iar primarul Ștefan Gâdea va beneficia de toată susținerea în implementarea unor proiecte destinate obiectivelor de interes general.